Zi de meci. Este ora 3:20 noaptea și play din Cluj. Mă pregătesc să merg la București. În această seară se joacă Dinamo CSU Craiova. Este primul meci de la revenirea în Superliga României al Câinilor Roșii. Iar aseară, rivala FCSB a reușit să învingă cealaltă echipă din Bănie cu scorul de 3-1. Se joacă pe stadionul Alcuri de Triumf și se anunță un meci cu casa închisă. E ora 7, sunt în București și urmează să plec spre stadion. E 7:30 și mă îndrept spre stadion. Aseară am călătorit de la 3:30 până la 9:30, un drum foarte lung și foarte obositor până la București. Sper să se merite, sper să fie un meci cu multe faze, un joc bun și multe goluri. Și cu siguranță va fi un meci spectaculos din partea suporterilor, celor de la Dinamo. Cu siguranță o să și încurajez echipa pe tot parcursul meciului și de ce nu, sper să văd și o coreografie din partea lor. Am ajuns pe stadion cu 2 ore înainte de startul meciului. Momentan nu sunt foarte mulți suporteri, însă în afara stadionului deja am văzut pe ruza sunt acelor de la Dinamo și se anunță spectacolul în această seară. Stadionul îmi place, este pentru prima dată când calc acest stadion, un stadion destul de mic, dar foarte frumos și mă aștept la un joc bun în această seară și hai Dinamo! Thank you.
Întoarcerea câinilor, din păcate pentru suporterii din Dinamoviști, a venit cu o înfrângere, scor 2-0 în favoarea Craiovei. Horațiu Feșnic a fost ținta suporterilor din Dinamoviști. Aceștia au considerat că arbitrul a avut fluier doar pentru CSU Craiova. Este a doua zi, marți, fac încheierea astăzi, aseară, după meci, am fost mult prea obosit. Și
Vreau să felicit ambele galerii și Oltenii au venit într-un număr foarte mare la București și în special suporterii dinamoviști care au umplut stadionul și au făcut o atmosferă senzațională, au cântat în tot, pe tot parcursul meciului, iar Superliga României avea nevoie de ei și Dinamo are nevoie de ei. Pentru clubul dinamovist urmează derbiul contra rivalei FCSB săptămâna viitoare și au o săptămână la dispoziție să-și revină după această înfrângere și rămâne de văzut dacă vor obține mai mult din derby. Și cam atât pentru astăzi, până la următorul meci.